Vă salut la ceea ce e probabil primul episod pe anul ăsta. Ia să vedem aici, eu sunt pe manual. Așa. Pregătim mașina de ITP. Din păcate, situația financiară și problemele care au apărut în timp m-au lăsat vreo cel puțin două luni fără ITP. Am revopsit pe partea stângă jumătatea asta din jos la aripă, prag întreg cu aripă spate și toată bucata asta până la dunga asta de la stop. După cum se vede, cu rezultate mulțumitoare. Există niște, nu, ne-am folosit spray-uri diferite sau culori diferite. Aș vrea să pun în atenție că asta a fost o soluție la repezeală pentru a lua ITP-ul. Da, și aici mai vedem ceva nebunii din astea. Am făcut și ceva mic greșel, se văd zgârieturile de la șlefuire, dar doar așa, la o inspectare atentă de la distanță nu se vede chiar atât de rău. Și oricum zgârie mașina în București imediat. Important era cu găurile care le-am făcut să, pe care le-am făcut să dispară. Pe dreapta la fel, fără aripă, doar bucata asta de aici, aripa spate și cu prag. Nu mai are rost să arăt că nu contează oricum. Aici în spate la încuietoare era ruginit, iar nu tocmai 100% estetic, dar ceva la repezeală. Se și vede unde am smuls banda de delimitare, pentru că în mod normal, evident, se face toată bucata de caroserie, dar după cum am spus, făcut la repezeală doar ca să iau ITP-ul și oricum astea nu sunt condiții de vopsit. Acum sunt undeva în jur de 1 grad, poate maxim 2, cu undeva la 75%, dacă nu chiar 80% în perioada asta din timpul zilei, cu temperaturi de îngheț. Chiar sunt surprins că nu am avut probleme mai mari. Pare să țină destul de bine. Ideea este că mă interesează măcar până trece ITP-ul, așa undeva din primăvară, de când începe vremea bună, să fie măcar 20 de grade afară. Pun și eu ceva deoparte, să iau niște scule, să șlefuiesc ca lumea, să fac așa cum trebuie, dacă va mai fi nevoie, pentru că m-am gândit și aș cam vrea să-l dau. Matizul este o mașină care mi-a plăcut întotdeauna, dar uneori se mai simte nevoia și de ceva mai mare și ușor mai puternic. Nu o să fac depășiri cu 180 la oră, dar na, nici ca asta, încărcat cu bagaje sau persoane la dea sau serpentine sau mai știu eu ce, știm cu toții cum e, și siguranța e de luat în calcul. Deosebă acum recent pe unul din grupuri cineva care a avut un accident destul de urâțel și se poate și mai rău. Probabil dacă nu i-ar fi intrat în roată și ar fi intrat undeva aici în direct în portieră, probabil ar fi avut ceva rupt. De fapt, nu probabil, cred că cu siguranță. Și e bine să știi că între tine și exterior se află ceva mai mult decât tabla asta subțirică. Da, și întotdeauna am avut probleme foarte mari cu caroseria și dacă pot să scap de chestia asta, deci practic asta a fost cam majoritatea pregătirii pe care am făcut-o pentru ITP, deci restul probleme care s-au rezolvat într-un fel sau altul, mă chinui cu vopseaua asta de săptămâni. Na, nici vremea nu este minunată, cum am spus, mai e și umezeală și ploaie și îngheț, nu se poate mereu. Foarte, foarte mult, deci vedem și aici și toate aripile din, ambele aripi din spate, pragurile, pe dedesubt s-am și uitat ca și acolo de dat pe dreapta, s-a rupt terosonul ăla, rugină la eșapament, a trebuit să merg să sudez și flanșele alea dintre catalizator și toba mediană. Iată undeva avem șanse? Nu mai stau. Acolo știe toată lumea care e flanșa aia undeva sub schimbătorul de viteze.
Da, am uitat să șterg și asta, că am acoperit cu bandă. Foarte, foarte, foarte rău cu rugina. Și dacă aș putea să am o mașină care să mă scape de dezastru ăsta, ar fi minunat. Practic, foarte, foarte, foarte multă bătaie dacă mai am cu chestia asta. Cum se face? Acum mai am ușa asta aici de desubt. La marginea de jos vedem că nu e tocmai în regulă și s-ar putea să fie o problemă. Plus am avut o bușitură și mi s-a făcut chestia asta la mijloc. Încă nu știu aici la mijloc dacă vreau să șlefuiesc un pic, să vopsesc peste sau să fac ușa cu totul, că parcă nu prea mai am chef. Deși și așa, dar nu, e cam mare suprafață. O să văd întâi cum îmi iese așa, să maschez un pic, cum am făcut de fapt și la capotă. Cu, iată, ce mi-a rămas, așa, cu bulinele astea. Am avut puncte de rugină și la fel, doar ca să protejez tabla, urmând ulterior, când o să fie mai cald, să fac toată capota. Nici nu am acum suficient bani să tot dau pe spray-uri. Iese foarte bine, dar trebuie să ai destul aici. Cred că s-ar putea să intre vreo două spray-uri de vopsea. Nu cred că e ajuns de unul și două de la, cu siguranță. Se fac vreo... ajungi la 100 de lei. Și ce să mai zic, că uite, asta e aripă vopsită la service, la vopsitorie, și uite cum, deci se ciupește de... Asta am atins eu cu farul un pic și se ciupește, da, ceea ce ar trebui să fie vopsit profesional, da, să țină. Deci n-ai nicio șansă, nu știu de ce să mai dai zeci de milioane. Ce am făcut aici, mă costa 3.000 de lei pe puțin, cam, sau undeva în jur de 3.000. Acum să vă arăt un pic și cum se... Eu nu o să pot să vă arăt exact, că nu... De fapt, stai, ce vreau să fac? Nu, pă, că-mi trebuie cu 2.000 și atât de frică nu mă stau să pun acum trepied și toate cele. Eu nu mă înțeleg deloc bine cu frigul. Niciodată n-a fost un punct foarte de-al meu. Și asta e undeva în jur de 0 grade. Dacă e pe minus, eu stau în casă, de obicei. Adică de așa... Bine, adică nu vorbesc de lucrat la mașină, nu de rezolvat problemele vieții. Cu alea e altă treabă, dar de stat la mașină afară în frig, nu prea sub 0 grade. N-am șlefuitor, am luat asta din greșeală, că am crezut că e șmirghe normal, dar mi-a făcut treaba și cu astea. Să vedem ce avem, un 400, 600 și 800 parcă am luat. Și o să trebuiască unul mai zgrunțuros un pic, să fac nebunia asta de aici. Îți scap de bulbucea de rugină. Și practic ce se face, ce am făcut și la restul, nu este chiar atât de greu. Pornești cu... Ideea este că nu vopsești niciodată direct pe lac, da? Pe suprafață vopsită și lăcuită, pentru că nu prinde. În momentul când șlefuiești, mirghelești, faci zgârieturile alea și uitându-te foarte de aproape la microscop, să spunem, sunt ca niște șanțuri, multe, multe, zeci, sute, mii de șanțuri în toată suprafața vopselei, și în momentul în care aplici vopseaua, intră în acele șanțuri și se prinde, cum se prinde un diblu, un perete, ceva de genul ăsta, are aripile alea care trag și ți se prinde vopseaua foarte bine. V-am arătat mai devreme aici, unde am smuls banda, că s-a smuls vopseaua când am tras banda, mă gândeam, nu reușeam să-mi dau seama de ce s-a întâmplat chestia asta, exact din motivul ăsta, pentru că n-aș lefui decât aici, în jurul de încuietorii, și după aia am vopsit un pic mai mult, că am zis, na, să fie cumva o formă acoperită zona, și n-am mai șlefuit, și în partea nici n-ai cum, că trebuie să șlefuiești cu totul dacă șlefuiești. Și de-aia s-a rupt, momentul în care am tras, era aplicată direct pe... Da, haionul neșlefuit, direct neted, și s-a smuls cu totul.
Și asta nu se întâmplă, da, poți să atingi mașina cu ceva, chiar de la diferență de temperatură, trebuie să fie foarte, foarte bine șlefuit. De pe partea asta nu se vede, nu știu cum am făcut eu, nu se vede prea mult. Nu știu cum am făcut, că am folosit exact același mirghel și în unele părți mi-a făcut mai urât. De exemplu, aici nu se vede aproape deloc și aici a ieșit așa, numai cu zgârieturi. Sau îi fi uitat eu aici, nu mai știu, nu mai țin minte, poate am uitat să dau aici. Oricum am spus, graba foarte mare în momentul ăsta era să am ITP-ul, să-mi iasă ca în țiplă, să fie acceptabil, să te uiți la ea, să nu-ți dai seama fără o analiză atentă că a fost făcută de mână. Și șlefuiești de la granulații mari din ce în ce mai mici, ca să întâi dai zgârieturile, după aia ca să le și netezești, să nu se vadă, dai tot mai mici, din ce în ce mai mici. Eu am mers până la 800, nu știu dacă trebuie și dincolo de 800, văd că mi-a ieșit bine cu 800 acolo unde am dat bine, nu mai știu. Și apoi e foarte simplu, e spray-ul de vopsea, ăsta e terminat, mai am unul, dar le țin înfășurate în ceva ca să stea calde cât mai mult, că scade și presiunea dacă e frig afară, atenție, și ține mai mult dacă le ții mai calde. Și dai cu vopseaua, frumos începi din afara elementului, treci orizontal, foarte mare atenție, trebuie să fie duza aici care dă jet vertical linie, deci dacă e din ăla care dă jet punct, ca o bulină, cum am eu la lac, nu e bun, pentru că îți face să curgă, pentru că practic tu vii peste vopseaua deja dată, așa, dacă e doar linie verticală și tu vii orizontal, tu acoperi foarte rapid suprafața de vopsit, de aceea și iau duza de la vopsea la lac, la tubul de lac, în momentul când dau cu lac, ca să fie așa cum trebuie. Se dau cu vopseaua, se așteaptă să se usuce, scrie pe ea, dacă nu scrie pe ea, nu știu, când e cald, poate să fie și 20 de minute, jumătate de oră, ceva de genul, între chiar 10 minute, între straturile de vopsea, lacul se usucă ceva mai greu și acolo trebuie avut mare grijă să nu curgă, pentru că de obicei curge, am avut și surpriza asta. Unde? Hai că nu se mai... uite aici. Da, sunt picăturile astea. Nu foarte mult. Da, exact ce ziceam. Acolo făcusem cu duza aia care dă cerc, nu vertical. Și normal că dacă ai cercul, tu dai aici. Aici e deja dat și după aia miști, dai din nou peste zona asta unde ai dat deja. Și de asta se întâmplă chestia asta. O să iau șmirghel, o să șlefuiesc pe aici ușa, văd ce fac și cu lovitura asta în mijloc și revin că m-a tâmpit. Poate iau și ITP-ul. Aoleu, Doamne, săptămâna viitoare deja, că s-a-și trenat săptămâna asta, nebunesc. Păi era luni. Nu știu, aveți și voi senzația asta că pe mine m-a tâmpit de cap. Eu mă trezesc luni și mă bag la somn seara vineri. Ok, v-am lăsat. Salutare!